Salut! Evenimentele nefericite sunt capabile să-i afecteze chiar și pe cei mai rezistenți la stres. Cu toții s-a întâmplat să murim de rușine și să căutăm soluții cum să ieșim din aceste situații jenante. Însă viața e imprevizibilă și nu putem să ne asigurăm 100% că totul va fi bine. În acest episod vei vedea eșecuri și momente ridicole care au ajuns în vizorul camerelor video. Așa că așează-te cât mai comod, pregătește-ți o limonadă, stoarce butonașul de like și să începem! Trambulina așa și-l chema. El nu a putut rezista, însă imediat i-a părut rău. Dacă ea la final se râdea, înseamnă că totul este bine. Nu știi cum să verifici dacă lucrările pe șantier sunt calitative? Cheamă-l în ospeție! S-a adeverit că construcția e comodă nu doar pentru cei cu cărucior sau bicicletă, dar și o distracție pentru câine. Doar un astfel de cărucior poate deveni cauza unor urme pe mașină, ba chiar un accident. Demonstrând mișcările dansului, ea a uitat că nu se află pe o scenă fără oameni. Peștii mici într-adevăr pot face peeling și masaj, însă un pește mare are alte planuri. Ei trebuie să spere că micuțul va moșteni calitățile de la mama. În toate relațiile moderne apare momentul când iubitul devine fotograful tău. Doar ce jocuri și competiții nu sunt în lume. E amuzant și ciudat în același timp. Se pare că cineva a uitat să bea cafea de dimineață. Totuși încearcă. Uneori oboseala deja te irită pentru că nu mai ai puteri de nimic. Skateboardul a obosit de trucurile în care e utilizat și a decis să se răzbune. Doar ce nu vezi la bordul avionului, uneori pasagerii șochează prin lipsa de complexe și rușine.
De ce unii oameni nu acceptă că sunt lucruri utile care s-au inventat de mult de către cineva? Și ție îți pare că nu e o coincidență? Skateboardistul nu dorea să împartă traseul. Așteptările și realitatea nu mereu coincid. Surpriza de pe tort nu au trezit emoțiile care trebuiau. El era cât pe ce să câștige, însă karma lovește acolo unde nu te aștepți. Da, asta cu bine nu se va termina, dar să nu fi fost o simplă saltea. Uneori, încrederea în sine duce la fapte stupide și lipsite de sens. Mulți iubesc pescuitul pentru faptul că se pot relaxa de la viața cotidiană, însă el a avut stres și mai mare. După o zi grea de muncă te va ajuta meditația, o poți exersa chiar în pat. Planul acestui meșter de a termina munca mai repede a ieșuat pe bucăți. Studiile superioare nu întotdeauna înseamnă prezența gândirii logice. După o nenorocire, e important să te calmezi, să ai grijă de tine și să mergi mai departe. Nu e plăcut când prima zi de vacanță se începe așa. Graba deseori duce la situații incomode și neînțelegeri. Uniforma și tehnica necesară i-au permis să se simtă supererou. De la un concert prost mereu poți pleca, însă dacă cântă copiii tăi, trebuie să aplauzi și să ai răbdare. Sportul iarna poate fi atât de vesel, spuneau ei. Se întâmplă că chiar hainele noastre ne creează probleme. Uneori, ajutorul vine de acolo de unde nu te aștepți. Acest exercițiu e foarte benefic pentru spate, chiar dacă dintr-o parte pare că nu e chiar așa. Nu într-adins se spune, râde cel ce râde la urmă. Ar fi mai efectiv să găsești un loc unde să te scufunzi în apă, pe de altă parte, posibil ambii primesc plăcere de la proces.
Jocurile în natură nu au nimic în comun cu relaxarea. Aici mereu trebuie să fii pregătit. Chiar și schimbul hainelor pot fi atât de obositoare încât cazi jos. În India, toți iubesc scooterul și sunt gata să-l utilizeze în toate situațiile pentru a transporta tot tipul de încărcături. Salut! Nu mai ai timp să privești filmele preferate, fiindcă vine vara și vrei să începi să citești mai multe cărți, să faci sport și să dormi câte 7-8 ore? Noi avem soluția! Pe noul nostru canal, Lime Films, găsești rezumatul la cele mai bune filme. Astfel vei economisi mai mult timp. Link-ul îl găsești în descriere. Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Scrieți-ne în comentarii dacă v-a plăcut acest episod. De asemenea, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și puneți un like. Pace tuturor! Vă pupă Lime!